Am și eu o curiozitate. Liceenii din ziua de azi ies la întâlniri? Și întreb asta pentru că și urăsc să zic pe vremea mea, dar pe vremea mea nu se mergea la date-uri. Și am absolvit în 2010, by the way, adică vremurile alea în care încă era cool să ai BlackBerry și iPhone 4S făcea senzație. În sensul că pe atunci se întâmpla foarte rar să vină unul de 16-17 ani ca tine să-ți spună că ești drăguță și vrea să te scoată la o cafea ca să vă cunoașteți mai bine. Cum se întâmplă acum, după ce treci de 20 de ani? Păi și cum ajungeau adolescenții în relații în cazul ăsta, te-ai întreba? Ei bine, în cel mai indirect mod posibil. Adică așa. Te trezeai la o petrecere unde se întâmpla să fie și crush-ul tău, care, dacă te plăcea și el, când unul dintre voi avea suficient alcool la bord, se întâmpla asta. Și asta era tot. După aceea, rămâneați împreună. Glumesc, evident. Nu se întâmpla de fiecare dată, pentru că erați amândoi suficient de imaturi emoțional, astfel încât să nu vorbiți despre asta și urma să vă holbați unul la celălalt în pauza mare și să sperați la următoarea petrecere unde să fiți din nou amândoi suficient de alcoolizați încât poate să și comunicați. Sau, mă rog, puteai să-ți cunoști crush-ul și la școală sau prin prieteni și să ajungeți să vă sărutați după o bere. Dar oricum, ăsta era demersul spre o relație. Crush, holbat, alcool și apoi relație sau holba din nou. Pur și simplu așa funcționau lucrurile. Așa ajungeau adolescenții să se cupleze. Existau foarte puține excepții. Cel puțin la noi în liceu. Nu știu, poate eram noi niște dubioși. La voi cum era? Mă rog, presupun că și chestia asta poate fi explicată. Încă domneau oarecum efectele psihologice de pe vremea comunismului. Și pe atunci nu se prea ieșea la întâlniri din astea foarte evidente și publice decât dacă era ceva foarte serios. Și asta pentru că în 66 s-a interzis avortul și mijloacele contraceptive pentru a se dubla natalitatea. Ceea ce a și funcționat pentru că în 2 ani s-a produs primul milion de copii peste sporul natural al populației. Deci, după cum vă dați seama, să faci sex în afara căsătoriei era complicat rău. Ca să nu mai zic că în principiu trebuia să fii căsătorit ca să primești un apartament și să nu mai locuiești cu părinții. Așa că întâlnirile de pe atunci erau mai degrabă ceva de genul: eu te plac, ție ți se pare că-s ok, vrei să ne căsătorim, să facem și noi copii, să primim un apartament? Ok! Și știu ce o să zici, comunismul a picat în 89, eu am intrat în liceu în 2005. Ai crede că în mai mult de un deceniu am fi preluat și noi mai repede cultura datingului de la americani? Dar se pare că am fost la fel de înapoiați la iubire cum am fost și la autostrăzi. Oricum, dacă vreți să vedeți mai multe despre întâlniri și cum se agăța în trecut, să știți că Zaya Fett a făcut niște clipuri super mișto și funny fix despre asta și vă las link-uri în descriere. Sau, mă rog, nu vreau să generalizez, poate lumea ieșea la întâlniri și doar eu și cunoscuții mei eram niște imaturi fraieri. Ceea ce vreau să zic e că să mergi la întâlniri e super mișto, pentru că ai ocazia să vezi persoana care te interesează într-un context social normal și să-ți dai seama dacă îți place sau nu, înainte să decizi dacă vrei să-l săruți sau nu. Așa că încurajez tinerii din ziua de azi să nu facă cum făceam noi, ci să meargă la date-uri ca oamenii normali. Asta dacă nu o fac deja. Nu știu, chiar habar n-am ce se întâmplă cu generația Z. Deși trebuie să vă avertizez, există și întâlniri nașpa. Cum a fost întâlnirea mea cu Andrei Cosmin. Hei! Hei! Aveți link în descriere. Spuneți-mi cum stătea treaba cu întâlnirile când erați voi în liceu sau cum stă acum. Sper din tot sufletul că generațiile noi sunt mai mature emoțional și se cheamă frumos în oraș, la o cafea, cu tot riscul de a ajunge în situații de genul ăsta. Nu uita să dai un like și un share dacă ți-a plăcut clipul ăsta. Păreai mai în altă poze. Se întâmplă acum, na, cu Facebook-ul ăsta și trei mai slabă. Să mă urmărești și pe Instagram dacă ești curios să vezi ce fac în fiecare zi, ai link în descriere. Să mă asculti și pe Gândăcei de internet pentru că fac și acolo clipuri săptămânal. Și să dai un subscribe aici pentru că postez videoclipuri noi în fiecare joi.